Anul trecut v-am prezentat consola aniversară Game & Watch Super Mario Brothers. Ei bine, avem o consolă aniversară nouă pe care au lansat-o cei de la Nintendo. A fost lansată de ceva timp, eu abia acum am reușit să o prind la un preț rezonabil, pentru că sunt destul de scumpe consolele astea. Sunt cumva niște console de colecție, aș spune eu. De data asta aniversăm Legend of Zelda și cam așa arată cutia în care se găsește consola. La fel ca data trecută, avem o parte din inscripție pe ambalaj și așa arată cutia. Observați că foarte multe chestii au rămas pe acest ambalaj, așa că vom păstra și ambalajul, este ceva mai special. Haideți să vedem ce se găsește înăuntru. În primul rând, avem un manual, de care nu cred că o să am nevoie. Aici este consola, dar înainte de asta, haideți să vedem ce mai avem aici, că mai este aici ceva. Cred că este un cablu de încărcare. Cablul este foarte scurt, USB-A la USB tip C. Cei de la Nintendo ne-au făcut aici un mic proiect Labo, adică acele cartoane pe care le putem folosi în diferite scopuri. Observați că avem aici niște decupaje și putem să facem un stand din această cutie. Cam așa arată cutia atunci când este pe post de stand. Și bineînțeles, poți să pui aici consola. Și cam așa arată consola noastră. Haideți să vedem care sunt diferențele între cele două console. În mare văd că seamănă foarte mult, dar observați că avem două butoane în plus, adică Start și Select pe care le văd aici. Și haideți să vedem pe partea din spate dacă este vreo diferență. Vedeți că avem aici logo-ul ăsta de la Zelda pe partea din spate. Încărcarea mă gândesc că se face tot pe lateral. Aici este difuzorul. Partea asta la altă este portul de încărcare și butonul de pornire. Sper că avem destulă baterie, așa că hai să-i dăm drumul, să vedem ce se întâmplă. Ok, press time button. Cred că prima dată trebuie să setăm ora. Haideți să reglăm ora. Apăsând al treilea buton aici, avem meniul ăsta, set time. Apăsăm pe A și haideți să reglăm ora. La mine este acum 9:47. La ora asta filmez eu clipurile pentru YouTube. Așa este când ai hobby-uri ca ale mele. Și punem aici ora 9:47. Ok. Și asta este funcția de ceas pe care o vedem acum pe ecran. Avem, bineînțeles, animații și putem să reglăm aici cât durează până când va intra în sleep. Văd că putem să avem maxim 3 minute. Mie mi-ar fi plăcut să poți să ai mereu ecranul pornit și, de exemplu, să fie mereu pusă la încărcat undeva și să ai mereu ecranul pornit. Asta nu cred că este un ecran care să aibă probleme dacă stă prea mult pornit. În același meniu putem regla luminozitatea. Observați că pot să am lumină foarte scăzută sau foarte puternică. Ecranele astea, deși sunt așa de mici, să știți că sunt foarte calitative și densitatea de pixel este foarte mare. Haideți să vedem acum jocurile care sunt pe consola asta. Apăs pe Game și avem aici una, două, trei variante cu Zelda și mai avem un timer și jocul acela clasic. Haideți să începem cu jocul clasic. Jocul clasic se numește Vermin și avem două jocuri aici. Haideți să pornim. Care este scopul aici? Cred că trebuie să lovim cu ciocanul acești viermi care umblă pe sub pământ sau ce se întâmplă aici. Cine știe despre ce este vorba, poate se pricepe cineva mai bine decât mine. Dar cred că așa se joacă. Observați și avem aici scorul. Ce vremuri să joci astfel de jocuri și să te distrezi, da? Mie mi se pare că noi avem atâtea chestii pe care putem să petrecem fain timpul, bineînțeles acum câțiva zeci de ani. Astea erau jocurile acelei vremi. Acum observ acolo sus în colț nivelul bateriei și avem bateria undeva la jumate, așa se trimit dispozitivele ca să nu se strice bateria dacă o să stea câțiva ani de zile. Dacă bateria este la jumate, este foarte bine. Haideți să ne uităm foarte repede la timer. Ok, se pare că putem pune aici un timer până în 10 minute. Și haideți să vedem dacă dau start ce se întâmplă. Ah, ok. Pot să mă lupt aici și avem un timer.
mă lupt cu acești monștri. Aoleu, ok. Se pare că este ca un fel de challenge, da? Și eu care credeam că e un timer pur și simplu cu alte scopuri. Să încercăm prima dată primul joc, dar ce observ eu aici, avem mai multe limbi. Adică engleză și chineză, probabil, sau engleză și japoneză. Cine poate să-și dea seama? Haideți să pornim în limba engleză, bineînțeles. Apasă butonul de start. Cam asta este melodia jocului. Sper că nu are copyright. Dacă nu începem jocul, ni se dă aici un meniu care ne arată chestiile ce le putem prinde în joc. Un fel de manual, să-i spunem așa. Haideți să apăsăm pe butonul de start. Se pare că putem să punem și un nume aici. Sunt curios din câte caractere poate să fie. Ok, și se pare că pot să-mi scriu numele. Și acum cred că trebuie să apăs pe start. Așa, și se pare că avem 3 vieți. Hai să vedem dacă pornim. Eu nu am avut șansa să joc jocul ăsta. Hai să vedem dacă putem să ne dăm seama ce se întâmplă aici. Hai să încercăm să intrăm prima dată în peșteră. Momentan nu am nicio armă, nu am nimic. Așa că haideți să vedem, poate găsim ceva aici în peșteră. Este periculos să mergi singur, ia asta. Cred că aici am luat sabia și observați că acolo sus pe butonul A ni s-a pus sabia. Haideți să vedem. Oh, se pare că pot să împușc cu această sabie, deci e ceva mai special, foarte tare. Hai să vedem dacă o să apară monștri pe aici. Bineînțeles, uite-i. Ok, ce-i chestia aia? Uite că am putut să o iau. Ah, ok, nu mai pot să împușc. Se pare că doar la început probabil pot să faci chestia asta. Cred că trebuie să fiu mai pe fază, jocul ăsta nu e așa simplu cum credeam. Pe fiecare planș observ că sunt tot felul de monștri. Și jocul funcționează foarte bine, aș putea să spun. Ar fi foarte fain dacă am putea să punem și alte jocuri pe această consolă. Am văzut că pe consola cu Mario, foarte mulți au făcut tot felul de modding pe ea ca să pună și alte jocuri. Haideți să ne uităm rapid și la al doilea joc. Zelda 2. Aventura lui Link. Ok, și ăsta este alt fel de joc. Seamănă mai degrabă cu jocurile astea de tip Mario. Ah, și uite cum am intrat pe o hartă cumva. Și trebuie să mă bat pe aici cu ăștia? Sper că nu. Hai să vedem dacă reușim să ajungem într-o locație. Uite că am ajuns într-o locație. Foarte tare, deci un concept mai interesant. Ce se întâmplă aici? Pot să stau de vorbă cu oamenii ăștia? Pot să intru în case? E mai complex decât mă așteptam. Dar sunt curios, primesc ceva misiuni sau ce pot să fac eu pe aici? Și cam așa arată atunci când am intrat într-un dungeon, într-o peșteră. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Totul este albastru, așa, închis. A, uite că am intrat într-un loc și am ieșit în alt loc. Cum mă lupt cu ăștia? A, uite aici este lupta puternică. Dar de ce nu am reușit să îi bat pe ăștia? A, uite că pot să tot mă duc dacă vreau. Și acum aici cred că este un monstru mai periculos. Și cam așa începe ultimul joc. Dacă nu mă înșel, ăsta este jocul care a primit un remaster pe Nintendo Switch. Da, ăsta este Legend of Zelda Link's Awakening. Ok, și cam așa arată jocul ăsta. Dacă mă aduc eu bine aminte, cred că exista și o variantă color a jocului ăstuia. Nu știu de ce au ales varianta asta monocrom. Dar da, uite aici avem mai mult text, misiuni și așa mai departe. Prima dată trebuie să venim aici să povestim cu oamenii. Am primit un scut și cu scutul pregătit putem să mergem să avem o aventură în lumea asta necunoscută.
Wow, deci dacă ați jucat Link Awakening, o să vă dați seama că zona arată foarte, foarte similar. Cred că ar trebui să facem o comparație cu Link Awakening ăsta vechiu și cel nou. E pur și simplu identic. Încoace în jos avem copiii ăștia care se joacă cu o minge și mai jos este plaja dacă mergem în jos. Foarte tare! Bineînțeles, eu am luat consola asta ca pe o piesă de colecție. Nu cred că merită prețul pe care îl are, dar cine știe cât o să valoreze chestia asta în timp. Cel puțin pentru un colecționar este ceva foarte fain să ai în colecție, pentru că, bineînțeles, nu mai poți să găsești consolele astea Game & Watch originale care s-au vândut acum zeci de ani. Ce părere aveți de consola asta? Până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!